Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi ne vom deplasa împreună la expoziția arhitecturală din Gottlob, eveniment care face parte din Festivalul Lupeniței din localitate. Tinerii fotografi și-au expus aici talentul în fața miilor de trecători. Ce părere au localnicii despre aceste fotografii și ce anume reprezintă toate chestiile acestea din unghiuri inedite, aflați chiar în materialul următor, stați cu noi! Clubul Foto din Lovrin a organizat expoziția arhitecturală de fotografie. Evenimentul a avut loc în data de 14 august în cadrul Casei de Cultură din localitatea Timișană. Totul s-a întâmplat cu ocazia Festivalului Lupeniței din Gottlob, care celebrează 250 de ani de atestare documentară a localității. Această ocazie a inspirat tinerii artiști să facă fotografii și să expună specificul local. Tema expoziției, ce numără în jur de 20 de lucrări, surprinde în unghiuri inedite arhitectura locului. Publicul a admirat toate lucrările cu mare atenție, unii chiar au recunoscut plaiurile natale, iar cei mai mulți au plecat cu o impresie bună. Cu ocazia împlinirea 250 de ani de atestare documentară a Comunei Gottlob, pe lângă toate evenimentele culturale, am găsit cu cale să organizăm și o expoziție foto care să prindă, care să surprindă anumite particularități specifice ale comunei noastre. Plecând de la biserici, parc, loc de recreere, da? Centrul localității, salină, școală, sediul primăriei, da? Cât și alte elemente care fac Gottlobul să fie specific. Noi ne remarcăm prin stilul baroc, iar casele din Gottlob, construite de șfabi, respectă acest tipar, stilul baroc. Ținând cont că sunt locuri care îmi sunt foarte dragi, deci pozele sunt foarte, foarte reușite, imaginile. Am admirat întotdeauna pe fostul elev, pe Andrei. Văd că sunt și alți elevi actuali. Cel mai mult mă impresionează cei pe alb-negru. Deci nu știu de ce, dar acestea mă impresionează cel mai mult. Tema este arhitectura din Gottlob și Vizejdea, care aparține de comuna Gottlob. Aici, cum puteți vedea, am făcut orice ținea de arhitectură, de la biserici, la clădiri istorice, chiar și terenuri am făcut cu drona, au făcut domnul profesor Olivian Dulea. Aici, după cum puteți vedea, este o fotografie a unei cruci de mormânt, făcută de Diana Borozoiu. De aici o să vedeți iarăși niște clădiri făcute de Iasmina Țărmure, de la salina din Gottlob, școala gimnazială și creșa. Mai departe avem aici un peisaj, un apus făcut de Roxana Marici și vis-a-vis avem o fotografie făcută cu drona deasupra terenului de fotbal de la Gottlob de către domnul profesor Olivian Dulea. De aici îi ceasul cu fântână din sensul giratoriu din mijlocul comunei, făcută de Sergiu Munteanu. Mai departe aici are și niște detalii, tot așa, o nufăr făcut în parcul din Gottlob, tot de către Sergiu. Aici de către Mirabela Ciobanu, tot în parc se află, asta se află lângă balta din parc de stat. Aici e o fotografie făcută de către mine a Bisericii Pentecostale din Gottlob. Aici iarăși o cruce făcută de Sergiu Munteanu. Biserica, încă o biserică tot așa făcută de către Sergiu. Mai departe primăria comunei Gottlob făcută de către Roxana Marici. De aici iarăși, aici e făcută din Vizejdea, Biserica Creștină Pentecostală, de către Mirabela Ciobanu. Încă un peisaj făcut cu drona, făcut de către Olivian Dulea. Alisa Chișavu, biserica din Vizejdea. Andreea Miron, tot așa, biserica din Vizejdea, frumos făcută. Aici Raluca Gafiței, tur la bisericii.
o biserică de Alisa Chișavu și terminăm iarăși cu tot așa, biserica din Gotlov, făcută de Roxana Marici. Deci la aceste fotografii au fost nevoie de absolut două ieșiri, care au fost foarte, foarte interesante, am avut mult de lucru, plus că multă distracție. Dar în special, toată expoziția asta se bazează pe arhitectura Gotlubului pentru ziua Lubeniței. Membrii clubului foto din Lovrin, care au participat la crearea acestei expoziții, de la fotografii și până la panotare, sunt profesorul coordonator Olivean Dulea și elevii Mirabela Ciobanu, Andreea Miron, Raluca Agafiței, Alisa Chișavu, Roxana Marici, Diana Borozoiu, Iasmina Țărmure, Sergiu Munteanu și la final am fost inclus și eu, am ajutat la realizarea acestor fotografii și vă mulțumim tuturor celor care ați vizitat expoziția. Evenimentul foto a fost organizat cu sprijinul primăriei sub atenta observație a profesorului curator, domnul Olivian Dulea, un stâlp de bază al clubului foto local. Intrarea a fost liberă, iar pe parcursul întregii zile, toți cei care au intrat în holul cinematografului s-au putut bucura de fotografii.